Bună și bine ați revenit aici pe canalul Croitoria fără formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi haideți să încercăm împreună să croim o jachetă în tehnica Zero Waste. Ce presupune această tehnică? Nu vom risipi nicio bucățică de material în urma croirii. Deci vom croi folosind 100% materialul. Am aici pe manechin această jachetă, de altfel și eu port o jachetă similară. Observați că se adaptează foarte ușor și unei siluete mai pline, precum și uneia mai zvelte. Bun, așa cum vă spuneam, zero waste nu înseamnă doar kimono. Poate să fie orice model și nu trebuie să fie neapărat ceva fără formă, ceva așa, o siluetă ca o cutie. Precum vedeți, această jachetă are niște volume foarte interesante și cel puțin în zona de talie, la spate, se mulează extrem de bine pe silueta manechinului, așa cum o vedeți. Mânecile mi se par extrem de interesante la fel și necesarul de material pentru acest proiect este de aproximativ 2,10 m. Vă recomand să folosiți o stofă subțire sau o stofă de lână de bună calitate, care se drapează foarte frumos. Tiparul este extrem de simplu. Puteți să dați pauză ca să vedeți exact dimensiunile. Practic, din cei 2,10 m, vom decupa un dreptunghi pe... Avem materialul îndoit pe lungime în două, da? Deci vom decupa un dreptunghi care are lățimea de 45 de centimetri. Vom decupa aici undeva un cerc. Gândiți-vă, bucata de aici puteți să o lăsați oricât de mare sau de îngustă, pentru că acesta va fi gulerul. Acesta va fi mijlocul spatelui în jos, iar aici, în partea aceasta, va fi fața hainei, împreună cu gulerul. Deci acest cerc trebuia obligatoriu să aibă exact aceeași dimensiune ca lățimea dreptunghiului, pentru că acest dreptunghi va intra, se va cupla în acest cerc. Uitați, am aici decupat un model. Deci dreptunghiul va fi cusut așa, în formă de bolero din același rug. Deci vom coase doar partea de mânecă și el va fi asamblat perfect aici, în partea de spate. Da? Din bucățile acestea, din tipar, acestea două vor constitui două manșete pe care le vom asambla aici, pe marginea boleroului, cele două manșete care se asamblează așa. Și desigur, a mai rămas această bucățică pe care eu am modelat-o în formă de fundiță și cu care puteți orna mâneca respectivei jachete. Bun, deci, încă o dată, jacheta este croită ca un dreptunghi, în care am decupat un cerc. În acel cerc am inserat acest bolero, care este realizat dintr-un dreptunghi. În acest bolero am cusut manșetele și, așa cum vedeți, asta este toată jacheta. Bine, puteți alege orice metodă de finisare. Eu am ales să finisez aici cu o terminație contrast, un bie la contrast, însă voi puteți să alegeți un tiv sau un tighel, sau dantelă, sau orice altceva vi se pare interesant. Așa că, dragii mei, iată un tipar foarte simplu pe care îl puteți încerca. Aștept comentariile celor care au reușit să croiască jacheta. Sper că nu veți avea nicio dificultate. Și eu vă aștept aici cu drag și data viitoare la un vlog despre modă și croitorie într-un stil relaxat, fără formule complicate.
Mă puteți urmări și pe Instagram sau pe grupul de Facebook Roitoria fără formule și vă urez din nou spor la cusut! La revedere!